Vă gândesc voi că am ajuns la Petco și că am făcut turul magazinului și că nu voi veni acasă cu dita mai sacoșa? Așa vă gândeați? Dacă vă gândeați așa, v-ați înșelat. Dacă vă gândeați că am făcut turul magazinului și va urma haul Petco, înseamnă că mă cunoașteți destul de bine și că ați ajuns cumva așa să-mi ghiciți intențiile. Este plăcerea mea vinovată când vin acasă și mă duc în Petco. Îmi place tare mult să văd ce se mai întâmplă acolo, ce mai găsim, ce... Mi se pare că sunt niște prețuri acceptabile pentru niște lucruri atât de frumoase, pentru că poți face un decor frumos atât de Crăciun, cât și de Paște, cât și pentru o masă alături de cei dragi ție, cu un buget restrâns și nu foarte pompos, să zic așa, nu un buget pompos, m-am exprimat eu așa puțin mai neacademic. Înțelegeți voi ce vreau să spun, nu trebuie să cheltui foarte mulți bani pentru ca masa ta să arate frumos sau încăperea în care stai să-ți arate frumos, pentru că sunt foarte multe lucruri acolo, atât pentru masă, cât și pentru home decor în general, pentru baie, pentru bucătărie, pentru camera de zi, pentru camera copilului, sunt multe, multe, multe lucruri. Dacă nu ați văzut clipul meu precedent, vă invit să vă uitați, să vedeți acolo colecția de Crăciun din această iarnă. A fost puțin prematur introdusă, dar na. Știu că suntem multe iubitoare de Crăciun, suntem multe iubitoare de decoruri, așa că în acest sens am făcut acel clip și tot în acest sens, pentru că îmi place foarte mult să cotrobui prin Petco, am adus asta cu mine acasă. Avem o dita mai sacoșa. Auci. Vreau să fiu puțin mai silențioasă pentru că îmi dorm băieții. S-au culcat amândoi și am zis că dormiți voi să filmez eu. Inițial aș fi vrut să dorm și eu cu ei, dar am zis, zic nu, pentru că mâine plecăm în concediu, vreau să am două clipuri filmate. Am filmat astăzi un clip cu mama și mă gândeam să filmez și clipul Petco și uite că s-au aliniat astrele și am un puțin drăgaz să pot să filmez. Mi-am făcut aici un decor frumușel, așa am simțit eu nevoia să mă lumânăresc puțin. Aici am o lumânare de la Tezorii d'Oriente. Este lumânarea pe care am primit-o de la sora mea, este cu mosc alb, așa este ea, așa arată, este divină, deci este divină, miroase, să folosesc o frază oximoronică, îngrozitor de bine. Știți că eu sunt nebunită după balsamul de rufe de la Tezorii d'Oriente, acela cu mosc alb, și vreau să vă spun că asta miroase la fel, deci efectiv o ador, îmi vine să o mănânc. Și am zis, eu zic, ia să-mi pun eu aici un decor așa ușurel. Iar aici aștept o fotografie. Este o ramă cumpărată de la Petco anul trecut. Și uitați-vă cât este de drăguță. Și mă gândeam eu că am o fotografie cu Fabian în Anglia. Și mi s-a stricat rama și mă gândeam să-mi iau eu o ramă din asta cu mine. Pentru că îmi place extraordinar de mult. Nu am mai văzut-o acum, am fost ieri la Petco și m-am uitat după această ramă, nu am mai găsit-o, dar este de vis. Și vreau să vă spun că este dintr-un lemn, dar este suflat oarecum sau acoperit cu puțin ipsos, de aceea este foarte fină și rămân urme pe mână. Și au așa, are rama un aer vintage așa și îmi place foarte mult. Așa că asta o voi ține aici așa doar de decor. Bun, hai să nu mai stăm mult pe gânduri și pe vorbă, pentru că, na, vorba lungă, sărăcia omului. Haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Petco. Vreau să-mi cer scuze în avans pentru că mi-au sărit oja de pe unghiile astea două. Am băgat la spălat și am băgat și o tură de albe la muiat și a trebuit să le frec puțin și mi-a sărit de pe unghii, dar am zis, zic, lasă unghiile pentru că oricum mi le fac de seară că plec în concediu. Când va dormi Fabi. Bun, haideți să începem cu această minunăție de coș. Este un coș din metal care are pe margini material din acela de sac. Nu este rafie, este din acela, chiar nu mai știu cum se numește, sac, din acela de pânză.
Și mi-a plăcut foarte mult combinația dintre negru și culoarea aceasta, maroul acesta. Blatul este din lemn și uitați-l cât este de frumușel. Să spui așa, fructe sau dacă ai masă mare, oricum noi vrem să dăm o masă pentru prietenii noștri, să-i invităm la noi și pe nași. Și vreau să fac un aranjament frumos, o să vă arăt și vouă cum o să iasă, pentru că dacă rămâneți alături de mine acum, o să vedeți că am cumpărat mai multe lucruri pe care vreau să le pun pe masă. Nu știu dacă mă urmăriți de data trecută, de când a fost ziua mea, de când am fost în România, mi-am cumpărat o față de masă tot de la Pepco în această culoare. Deci fix în această culoare sau culoarea aceasta de sac. Și cred eu că asta ar veni frumos pe masă așa cu pâine sau cu fructe, văd eu, mă orientez la locul respectiv și pe aceasta am dat 38 de lei, dar este foarte, foarte mișto. Da, stați să vă spun un diametru, avem așa 30 pe 6, deci 6 cm înălțime, ca să vă faceți așa o idee, iar diametrul este de 30 de cm. Zic eu că este suficientă pentru nevoile familiei mele. Ia să văd unde le așez. Nu vreau să strig nici decorul și nici nimic. Pentru că a apărut colecția de Crăciun, am cumpărat și eu un tocător pe care scrie Merry Christmas. Pe acesta nu o să-l păstrez eu și o să vedeți și de ce. Inițial l-am cumpărat pentru mine, să-l am acasă, dar mă gândesc să-l fac cadou, să-l dau cuiva. Am dat 16 lei pe el și să vă spun și de ce nu l-aș păstra. Pentru că dacă rămâneți alături de mine și veți urmări următorul vlog, o să vedeți de ce. Stai că nu vă zic până la urmă. Mi s-a părut interesantel ăsta. Este din bambus, 16 lei și aș vrea să vă spun niște dimensiuni, dar nu le avem aici. Singurul lucru pe care, de asta puțin, cred că sunt la fel, sunt la fel, mi-a venit acum ideea să măsor cu acest coș și au același diametru, asta înseamnă că are diametrul de 30 de centimetri. Așa, să vă faceți o idee, are aici inscripționat Merry Christmas și ce... Este drăguț așa să tai o pâine pe el, să tai ceva care nu curge, care nu are zeamă, pentru că mie de obicei îmi plac tocătoarele care au aici acel șanț pentru a opri scurgerea lichidelor. Asta am văzut la Mihaela Șerbănescu acum multe vloguri, în care tot la fel își căuta și iau un tocător și și-a cumpărat unul cu zimți, nu cu zimți, cu șanțuleț așa roată ca să nu se scurgă alimentele care sunt lichide sau conțin lichid. Așa că acesta cred că va pleca de la mine, nu știu, sigur să văd cum mă încadrez. Am cumpărat o pereche de papuci pe care am dat 13 lei. Sunt niște papucei simpli, așa, bleu. Pe aceștia am cumpărat, să vă spun drept, nu pentru mine, ci am cumpărat pentru musafiri. Pentru că la noi când avem casa plină, toată lumea, eu nu accept ca la mine în casă să se intre încălțată și știu că este o regulă a bunului simț în momentul în care intri în casa cuiva să te descalți. Dar la mine lucrurile astea nu funcționează, eu am copil mic, copilul meu se târăște pe jos, bagă mâna în gură. Nu, la mine toată lumea se descalță, este casa mea, sunt regulile mele. Și eu când mă duc la altcineva în casă, din bun simț mă descalț, cu toate că regula bunului simț ne spune că musafirul trebuie să intre încălțat. Dar v-am zis, la mine nu funcționează așa. Sunt niște papucei simpli și sunt foarte ușori. Sunt ca cei pe care i-am eu în picioare. Cred că i-ați mai văzut prin vloguri. Și am luat pentru musafir, cum v-am spus. A trebuit să schimb puțin decorul și poziția mea geografică în această cameră pentru că am nevoie de o sursă de energie. Așa că ne-am rotit puțin și haideți să continuăm haul-ul împreună. Mai am câteva produse să vă arăt. Ce am observat de data aceasta la Pepco
Este faptul că au băgat foarte multe jucării și foarte multe jucării interactive și de socializare și educative. Așa că m-am înfipt în câteva pentru Fabian și pentru nășicul nostru. Trebuie să mă hotărăsc care le las pe Fabi, care le dau mai departe. Aici am cumpărat un baby puzzle. Mi s-a părut mie foarte, foarte drăguț. Vine și cu mâner, în cazul în care vreți să le păstrați așa, să le luați cu voi pe undeva, vine prevăzut cu un mâner. Am dat pe acesta 27 de lei și avem 4 figurine, și anume cu un cățeluș aici, cu o pisicuță, cu un bebe și cu o fetiță. Lui Fabian îi plac foarte mult puzzle-urile și să vedem cum ne împărțim, cum ne descurcăm, pentru că am mai cumpărat unul. Este drăguțel, interesantel, iar își folosesc diminutive și iar se al meu de mine. Este drăguț și interesant, să sperăm că Fabian îl va accepta pe acesta cu plăcere și că se va descurca cu el. De fapt, nu-mi fac griji de descurcat. Sper să aibă răbdare să le facă. După cum vedeți, una vine cu 2 piese, una cu 3 piese, cu 4 și cu 5 piese, adică de la cel mai puțin greu până la următoarele. Este pentru 3 plus, mi se pare. Parcă așa scrie aici. Da, pentru 3 plus. Să vedem. Poate ne descurcăm. Aha, am cumpărat ceva foarte interesant aici. Asta mi-a plăcut mie tare mult. Ia uitați ce am aici. Am două suporturi din aceasta pentru lumânări. Sunt dintr-o tablă. Au fost la reducere. Inițial prețul a fost de 21 de lei una, iar eu am dat 16 lei la reducere și m-am gândit eu pentru masa aceea pe care vreau să o dau prietenilor, să pun aceste lumânări pe masă, să dea așa un aer mai vintage. Și după cum vedeți, m-am axat foarte mult pe negru și pe culoarea aceea de sac. Este un bej mai închis. Așa este și fața de masă, tacâmurile mele sunt negre, farfurile sunt negre și cred eu că ar da foarte bine. Nu vreau să merg pe două culori. Dacă vă mai amintiți voi, am farfurii negre și gri și cred că griul ar fi culoarea care ar ieși din anonimat și vreau așa pe masă să-mi caut un aranjament cu verde și cu roșu. Am găsit la Pepco. Data trecută, dacă ați văzut clipul, sunt acele coronițe care se pun pe masă și mi se par foarte drăguțe. Sunt puțin cam crăciunistice, dar ceva în genul mie aș vrea eu să găsesc. Nu e așa că sunt tare drăguțe. Din păcate am căutat lumânări acolo și nu am găsit ca să se potrivească, pentru că am nevoie de lumânări din acele înalte și subțiri. Am întrebat pe cineva de acolo, mi-au spus că aveau, dar s-au dat. Și mă gândesc eu că ar veni foarte bine. Și chiar mă gândeam la lumânări să le pun un roșu. Văd eu, mă gândesc. Ideea este că nu vreau să merg doar pe două culori. Am cumpărat ceva și pentru mine. Am cumpărat 4 perechi de șosete. Sunt evident pe mărimi. Eu am cumpărat mărimea 35-38 și avem 4 nuanțe. Avem albastrul acesta care are un pic de sclipici prin el. Dacă vedeți voi bine, nu știu dacă focusează camera așa cum trebuie. Gata, acum focusează. Deci le avem pe acestea cu albastru cu sclipici. Avem unele bleu, avem unele albe și unele gri aici cu sclipici. Ia asta să le și desfac să văd eu cum arată. Oh, sunt destul de înalte și destul de elastice. Sper să nu mă deranjeze sclipiciul ăsta de prin ele. Sunt subțirele, nu sunt groase. Dar par a fi foarte, foarte ok. Și pe acestea albe. Sunt foarte, foarte elastice și asta îmi place. Și partea de sus aici ca un elastic mai grosus pentru a nu aluneca de pe picior.
Și ultima pereche, asta e puțin cam dură. Sper eu să nu mă incomodeze, mie nu-mi place să mă deranjeze ceva la talpă. Așa, ce am mai luat aici? Aceștia, să știți, chiar l-au pentru mine. Mi-am cumpărat o pereche de papuci. Așa, și aceștia chiar pentru mine am luat, pentru că sunt decupați în față. Ia uite și eu ce deșteaptă. Am luat mărimea 38-39. Vai, trebuia să iau 37-38. Sunt foarte, foarte ușori. Așa, și țin și la tăvălală. Culoarea nu este una care s-ar murdări foarte repede. 16 lei am dat pe aceștia. Talpa este de gumă. Ce fraieră, nu știu de ce am luat eu 38-39. Ia să probez o pereche, să văd dacă... Da, sunt puțin cam mari de mine. Bravo, Sandra, ești deșteaptă. Ce rău îmi pare de ei. Așa, pentru prâzlea, pentru Marti din post, că, na, normal, trebuia să iau și lui ceva. I-am cumpărat aceste șosețele, care sunt destul de grosuțe, și prețul a fost de 10 lei pentru două perechi, adică 5 lei perechea. Eu i-am mai cumpărat lui Fabian de la Pepco, și să știți că se țin foarte bine șosetele astea. Și pe mine mă încântă faptul că au aceste bulinuțe, care sunt dintr-un cauciuc antiaderent, și sunt foarte, foarte bune pentru copilașii care nu poartă botoși. Dacă nu au botoși, acestea sunt perfecte, pentru că se mulează foarte bine pe picior, se simt foarte bine în partea de sus, după cum vedeți, se întorc și se țin foarte bine. Sau ce mai puteți face, ce mai fac eu lui Fabian când este frig, dacă îl mai duci la grădiniță, de exemplu, aceasta se întinde și vine așa, ca niște malagambe. Și îmi puși doi iepuri dintr-un foc. Decât să-i mai dai ștrampe ei pe dedesubt, aceste șosețele sunt perfecte. Designul simplu cu Mickey Mouse. Am văzut foarte multe lucruri cu Mickey Mouse. Cred că este vreo sesiune, este vreo colaborare cu Disney, pentru că altfel nu-mi explic. Și decorațiunile de Crăciun erau pline cu Mickey Mouse și multe hăinuțe cu Mickey Mouse care nu erau neapărat din sesiunea de Crăciun. Bun. Aici am cumpărat două bluzele pentru nășicul nostru. Am luat 9-12 luni. Mărimea este de 80. Sper să-i vină. Sunt simple, sunt din bumbăcel. Noi ne împăcăm tare bine cu acestea de la Pepco. Am avut o ofertă, la două am dat 18 lei, adică 9 lei pe o bluziță, una este bej și una este pe verdele acesta. Nu știu de ce mă mănâncă foarte tare în gât. Mă gândeam ca acest maimuțoi de la spălat să nu se curețe, dar le poartă și el de câteva ori. Sunt drăguțele, sunt foarte ușor de purtat, sunt moi, materialul e bun. Și ce am mai cumpărat aici, tot pentru nășicul mic, i-am cumpărat acest plovăraș de care m-am îndrăgostit. Și când am fost în magazin, am vrut să-i cumpăr și lui Fabian același tip de plovăraș și mi-am dat seama că eu am vrut neapărat să-i cumpăr și mi-am dat seama, băi, era o mărime mai mică. Zic, decât să îi cumpăr o mărime mai mică doar de dragul de a-i cumpăra, mai bine nu-i mai cumpăr. Și nu i-l-am mai cumpărat lui Fabi pentru că era 86, parcă, cea mai mare. I-am luat nășicului 80, iar Fabi are 92. Dar nu, am zis, lasă-l. 27 de lei, materialul foarte bun. Este subțirel, fix pentru perioada aceasta. Are și o inscripție aici, Cool Bear, așa, iar pe spate este prevăzut cu doi nasturași, aceștia ca să vă ajute în momentul în care îl inserați pe cap. Și zic eu că este super cute. Și haideți să vedeți aici ce mi-am cumpărat eu. Doamne, că tare mult îmi plac. Mi-am găsit așa ceva. Și nu sunt pentru Crăciun, sunt pur și simplu
mi-am cumpărat un set, un ceamă. Mi-am cumpărat un set de 6 cești cu farfuriuță. Știți de ce le-am cumpărat pe acestea? Data trecută când am fost eu la Pepco, am găsit unele pe alb, un alb bej așa, un alb perlat. Și aveau 6 farfurioare și 5 cești. O ceașcă era spartă. Și, măi, eu am vrut 6, n-am vrut 5 și am zis, nici pe alea nu le iau, cu toate că mi-a plăcut foarte mult culoarea albă, acela perlat și cu partea de sus avea o dungă aurie și zic, mamă, sunt super drăguțe. Dar n-am vrut să fie setul incomplet, așa că acum am găsit acest model, ceașcă și farfurioare, și spuneți-mi voi dacă nu este drăguță. Este fix ceașcă de cafea. Și mă gândeam așa, zic, mă, dacă am și eu invitați la mine și le ofer și eu o cană de cafea, eu nu am cești. Și în acest sens, acum mi-a picat mie fisa. În momentul în care voi avea invitați și voi servi în aceste cești, cred eu că ar fi interesant să folosesc lumânări roșii. Nu credeți că ar veni bine? După ce punem masa, punte masă, scoalte masă, cum zice vorba aia românească, mă gândeam că ar veni bine să pun aceste cești. Am lingurițele negre și cred că ar veni perfect cu decorul de pe masă. Și ce mă mai gândeam eu să cumpăr, dar chiar nu am găsit acum și chiar m-am uitat, știți acele table maturi care sunt fie rotunde, fie pătrate, care se pun peste fața de masă, mă gândeam să-mi cumpăr unele negre, dar nu, chiar n-am găsit. Erau unele gri închis, un gri șobolan, dar pe mine nu m-a ajutat culoarea aia, așa că am zis pas de data asta, să sperăm că voi mai găsi, pentru că eu voi fi cu ochii pe Pepco cât timp voi sta în România, pentru că v-am zis, îmi place la nebunie și îmi place așa să le așez eu pe toate, cum văd eu și cum îmi imaginez. Iar aici am restul de cești, nu le mai scot. De fapt, trebuie să le scot pentru că trebuie să le pun la spălat. Da, acesta a fost clipul de astăzi. A fost un scurt haul Pepco. Eu am cumpărat câte ceva, dar am trecut așa repede în revistă. Le-am trecut repede în revistă pentru că vreau să mai filmez încă un clip atâta timp cât vor dormi băieții, pentru că mai am udita, mai sacoșa de Pepco, aceea pe care am cumpărat-o astăzi. Da, cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat. Abia aștept să pun masa la mine acasă și să vă arăt și vouă, pentru că evident o să filmez. Vreau să vă arăt ce am făcut cu toate piesele astea, ce imaginație am și cum mi-am pus-o în realitate, cum mi-am pus-o în aplicare, pentru că ce văd eu îmi place și mi se pare că este super, super drăguț și dă foarte bine și cu un buget redus, pentru că nu sunt foarte scumpe. Uite, nu mai știu cât am dat pe căni. Nu, n-am aici bonul acesta este celălalt. Mi se pare că 5 lei ceașca, ceva de genul, habar n-am, nu mai știu, oricum nu au fost foarte scumpe. Și cum ziceam, abia aștept să vă arăt și vouă, să vedeți ce minunăție o să iasă și cât de fain o să fie. Abia aștept. Gata, dragilor, v-am pupat, trebuie să mă apuc să îmi fac bagajul, pentru că vom pleca poi mine în excursie. Și în seara asta suntem invitați la bunicii lui Ade și trebuie să mergem acolo pentru că ne așteaptă cu masa. Foarte drăguț din partea lor. Și cam atât, dragilor. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție. Nu uitați să mă ajutați cu un like și cu abonarea acestui canal, asta în cazul în care nu ați făcut-o. Dacă ați făcut-o, vă mulțumesc tare mult pentru susținerea voastră, vă mulțumesc pentru fiecare comentariu drăguț pe care mi-l lăsați, vă mulțumesc pentru fiecare sfat dat din suflet pe care mi-l oferiți, să știți că ajunge acolo unde trebuie dacă este spus cum trebuie. Vă las de data aceasta și noi ne vedem mâine, cred, la un nou clip la mine pe canal. Țineți-mi pumnii, haideți, v-am pupat, dragilor, să aveți o zi minunată, exact așa ca și voi. Să aveți o zi plină de reușite, de gânduri bune, de oameni frumoși, de întâmplări minunate. V-am pupat! Mwah.